Ce taine ascunde planeta? Cine amenință existența omului? Cum găsim soluțiile în lupta cu cei care vor ca Terra să dispară? De ce se tem oamenii de știință? Ipotezele și descoperirile care te vor șoca. Cu ochii pe lume, o emisiune marca REN Moldova, în fiecare zi. Bine v-am găsit, lumea atât de pestrițată încât îți fug ochii în încercarea de a prinde cele mai captivante secvențe din activitatea zburdalnică a planetei. Dar pentru că firea omenească e plină de curiozitate, ne tot prindem în plasa tentativelor cronice de a percepe lucruri pe care pe alocuri nu prea le înțelegem. Ce e de făcut? Noi doar vă oferim alternative, voi însă alegeți soluțiile. Emisiunea Cu ochii pe lume nu renunță la analiza anturajului cotidian și vă pune la dispoziție fapte, mărturisiri și concluzii care probabil vă vor face într-o bună zi să spuneți că ați aflat ceva nou și poate inedit. Iar cine pune mâna pe informație s-ar putea să gestioneze lumea tentant. Atunci, haideți cu mine. Este supus la împușcături, la explozii, accelerează la viteză maximă, însă rămâne intact. Caracteristica de bază este securitatea, iar sarcina principală este de a păstra viața omului în orice circunstanță. Vorbim despre automobilele blindate. Vă asigur că de aici încolo veți afla multe lucruri noi. Luptătorii străvechi purtau zale, iar caii armuri. Omul contemporan a inventat vesta antiglonți, iar mașinile le protejează cu plăci durabile de oțel. Ele pot rezista la impactul celor mai puternice arme moderne. În întreaga lume există două principii de blindare a automobilelor. Prima modalitate, pe vehicul se fixează elemente de oțel. De exemplu, mașinile de încasare. Marca automobilului este cunoscută, însă vehiculul arată total diferit, datorită carcasei externe. Partea vulnerabilă a blindajului aplicat este că acesta protejează doar împotriva împușcăturilor. A doua modalitate, în interiorul automobilului se construiește o capsulă blindată, ea poate să rezistă și la explozii. Iată un automobil obișnuit de la uzină. La prima etapă îi se demontează aripile, ușile, bara de protecție și salonul. Vehiculul este dezbrăcat până la carcasă. Automobilul e gata de blindare. Mașina se transformă într-un schelet. Astfel ea poate fi văzută numai la uzina de producere. Rămâne doar motorul. Bineînțeles, se scot și toate instalațiile. Cu câțiva ani în urmă, elementele armate erau importate din străinătate. Astăzi, datorită tehnologiei de scanare 3D, pot fi modelate cele mai mici piese care sunt tăiate la fața locului. Ne străduim să modelăm maximal caroseria specifică brandului. Aceasta se face pentru ca plasticul, salonul și amplificatorul să fie standard. Caroseria se imită în totalitate, ca să nu să se deosebească cu nimic de vehiculul producătorului. După scanarea 3D se alcătuiește desenul tehnic în baza căruia, din foaia de oțel se taie cu laserul piesele necesare. Ele trebuie să se îmbrace compact ca solzii, formând capsula blindată. La prima vedere, foaia de oțel este obișnuită. Se deosebește doar prin structură și grosime. Este oțel de carbon special, care este tratat termic, este de grosime specială, fiind elaborat la institutele de siderurgie. Se găsește mijlocul de aur între greutate, grosime și rezistență la împușcături. Sudarea este o procedură complicată. Este foarte important de a menține regimul de temperatură. Dacă cusătura va fi expusă la temperaturi prea înalte, atunci metalul se subțiază și în acest loc va fi posibilă străbătura. Baterea de către gloanțe. Spre deosebire de sudarea obișnuită, la crearea capsulei blindate este important nu doar de a uni piesele, dar de a crea din ele un monolit. Piesele se sudează și se aranjează într-o anumită ordine, neapărat se suprapun sau trebuie să existe o bandă de consolidare dacă detaliile se sudează preparate cap la cap. Doar în acest caz se garantează că nu vor fi străbătute de gloanțe. La uzina de blindare a automobilelor lucrează sudori profesioniști de cel mai înalt nivel. Specialiști cu experiență, înainte de a-și începe lucrul aici, sunt instruiți timp de 3 luni. De regulă, dacă vine un novice, neapărat are un mentor care controlează tot procesul de lucru. Totodată, începătorii poartă tricou galben și tot știu că acesta este un novice. El activează la tot ciclul de lucru.
La crearea capsulei blindate, în primul rând se sudează construcția portantă, podeaua, arca și aripile. Partea superioară este finisată la etapa finală, aceasta fiind și cea mai simplă. Piesele pentru el sunt mai mari și toate sunt curbate la fel. Între carcasă și capsulă se montează un material special, strat vibrant, pentru izolare fonică. Motorul și alte piese din interiorul mașinii, de asemenea, sunt protejate de blindaj. Pe de o parte, există o protecție a scutului motorului din partea clientului, iar de cealaltă parte, există o protecție a părții exterioare, de exemplu, capotă blindată. Totodată, în partea din față, pot fi instalate scuturi de protecție a radiatorului, a filtrelor de aer și a amplificatoarelor frânelor. Astfel, din piese separate se formează protecția motorului. Experți în blindaj dau asigurări că dacă vehiculul se va izbi cu viteza de 100 de km pe oră într-un zid din beton, blindajul îl va proteja pe pasager. Motorul, radiatorul și acumulatorul nu vor pătrunde în salon. La uzina de blindare a automobilelor există un parc de șabloane, parametrii de capsule blindată pentru diferite mărci de automobile. Clientul comunică modelul vehiculului. Înainte ca aceasta să ajungă la uzină, sudorii procedează la croirea componentelor. Timpul de executare a comenzii se reduce până la 5 zile. Lucrările la un model nou durează până la 3 luni. Fiecare capsulă blindată este individuală. Ea este creată pentru fiecare client în parte. Este scanată, tăiată și testată. Automobilul gata nu ajunge imediat la client. Mai întâi este testat pe poligonul special al Institutului de Tehnică Specială al Ministerului de Interne. Experți în blindare expediază mai întâi mostrele viitoarei capsule, de exemplu, ușa blindată a noului model. Pentru început, experții stabilesc ce noduri anume vor să testeze. Nodurile sunt ușa sau un element al acoperișului, de exemplu, poligonul de testare. Automobilul urmează să fie aruncat în aer și împușcat. De asemenea, va fi testată capsula blindată și sticla. Aceasta este responsabilitatea experților în balistică. Automobilul este testat conform standardelor, deschiderea focului asupra mașinii și aruncarea a două grenade, RGD-5 sau analogului german DM-51. Grenadele se pun sub automobil și se detonează. Astfel se imită instalarea materialelor explozive sub mașina, în care se află un manechin cu senzori conectați la el. Aceste informații sunt transmise la computer și se analizează ulterior. Experții laboratorului de balistică verifică gradul de protecție în clasificația rusească. Acestea sunt 7 la număr. Ele depind de puterea armei, de calibru și de masa glonțului. Primul nivel este conceput pentru a rezista atragerilor dintr-un pistol Makarov. Nivelul 2 va rezista la trageri din pistolul TT. Nivelul 3 rezistă cu succes mitralierii AK-74. Nivelul 4 nu există în clasificare. Urmează nivelul 5, conceput pentru protecția împotriva armei M16. Nivelul 5A rezistă la trageri directe din automatul KM. Nivelul 6 rezistă la pușca de tip 308. Nivelul 6 protejează cu succes de tragerile din arma SVD. În Europa, cea mai înaltă clasă de protecție este considerată B7, însă conform standardelor, de exemplu din Rusia, acest nivel corespunde gradului 6 de siguranță. În mașina blindată se consolidează și roțile. Pe discuri se montează inserții blindate din caprolon, material fabricat pe bază de masă plastică și cauciuc. Aceasta îi permite automobilului să parcurgă 3 km cu roțele sparte pentru a ajunge într-o zonă sigură de unde pasagerul este evacuat. În cazul impactului extern puternic asupra automobilului, este declanșat sistemul automat de blocare. Atunci devine imposibil de a deschide ferestrele și portierele. Pentru asemenea situații, există o trapă de evacuare. Ea se află în partea din spate a mașinii. Nu e atât de simplu, deoarece trapa este grea și este folosită doar în cazuri excepționale. Trapa blindată se deschide doar din interior. Trapa se deschide mecanic în direcția portbagajului. El poate fi deschis cu picioarele. Blindarea în capsulă, în categoria de protecție, este considerată de clasa VIP, ca fiind cea mai sigură. În caz de situații excepționale, este deteriorat doar învelișul exterior.
cât de grav ar fi accidentul, dacă pasagerul ține minte caracteristicile de securitate ale autovehiculului, el se va alege maximum cu o contuzie ușoară. La 22 iunie 2009, armura capsulă i-a salvat viața președintelui Ingușetiei, Yunus Bekefkurov, un terorist sinucigaș s-a aliniat cu mașina prezidențială și a detonat un dispozitiv exploziv cu capacitatea de 70 de kilograme de trotil. Volumul este suficient pentru a arunca aer o casă cu 3 etaje. Datorită capsulei blindate, Yevkurov a supraviețuit. Acestea sunt elemente ale mașinii din cortegiul lui Yevkurov. El se afla la 2 metri de automobilul președintelui și a fost expus la unda de explozie. În urma exploziei, vehiculul s-a ridicat în poziție verticală. Datorită faptului că avea capota și partea din față blindată, avea protecție, acumulatorul, radiatorul și toate elementele importate, automobilul și-a continuat calea. Parbrizul mașinii bodyguardselor la fel a rămas intact, în pofida ploii cu elemente metalice, șuruburi și piulițe. Este imposibil de a sparge această sticlă. Sticla de asemenea este montată într-o ramă blindată. Orice putere ar fi exercitată asupra sticlei, ea nu poate pătrunde nici în interior, nici în exterior. Blindaj transparent, anume așa este numită sticla blindată în limbajul specialiștilor, ea este fabricată din silicat obișnuit. Aceasta este sticlă obișnuită. Iar așa va deveni după blindare. Blocul de sticlă pentru ușa laterală după blindare cântărește 207 kg. În urma aplicării unui know-how rusesc se reduce greutatea acestuia, respectiv grosimea blindajului, dar nu în detrimentul rezistenței. În lume, practic toate au aceeași grosime. Se luptă pentru fiecare milimetru. Dacă la început se producea sticlă blindată pentru armele cu lunete cu grosimea de 44 de mm, atunci în prezent au fost făcute testările sticlii cu grosimea de 38-39 de mm. Este un parametru foarte necesar pentru nave, elicoptere și mașini care se deplasează și pentru care greutatea este foarte importantă. Diferența de grosime la fiecare milimetru pentru un obiect integru ajunge până la 100 de kilograme. Semifabricatele din silicat sunt tăiate după tipare pentru diferite piese. Una va fi folosită la parbriz, iar alta la ușa laterală. La următoarea etapă are loc șlefuirea marginilor. Aceasta este necesară pentru a proteja mânele muncitorilor. Pentru ca în timpul procesului tehnologic lucrătorii să nu se taie, sticla este prelucrată special cu freze speciale. Sunt 3 tipuri de prelucrare: medie, brută și fină. Au loc 3 operațiuni. Placa de sticlă este fixată cu ajutorul ventuzelor. Freza de diamant taie câțiva milimetri pe tot perimetrul. Conturul este prestabilit de o aplicație de computer. În sistemul de răcire al mașinii de frezat există apă. Ea trece într-un ciclu închis. În ea pătrund particule de sticlă care îi conferă culoarea laptelui. După prelucrarea primară, semifabricatul din sticlă ajunge în mașina de spălat. Intră udă și murdară și iese udă și curată. La următoarea etapă, sticla este consolidată cu ajutorul acidului. Sticla este fortificată în procesul schimbului de ioni, adică într-o soluție chimică se coboară sticla obișnuită și astfel se obține un material de câteva ori mai rezistent. În urma prelucrării cu acid, densitatea sticlei crește de 5 ori. Pentru a păstra această proprietate, este important de a le introduce într-un pachet cu vacuum, dar mai devreme, într-o cameră sterilă, pe sticlă se aplică fibre de wolfram. Aceasta asigură menținerea căldurii, astfel sticla nu va îngheța la temperaturi scăzute. Sticla va deveni blindată abia după unirea pieselor între ele în straturi. Între sticle se aplică o peliculă specială. Se obține o construcție de tip sandwich formată din straturi de sticlă și peliculă. Însă nici acum sticla blindată nu este finisată. Acest sandwich este introdus într-un pachet special aflat în vid, care ulterior ajunge într-un mediu de aer, unde sub presiunea de 15 kg plăcele se transformă într-o construcție monolit. Este un proces îndelungat, medie, de la 17 până la 23 de ore. Sub presiune și temperatură, pelicula se dizolvă. Moleculele ei pătrund în structura sticlei, consolidând piesele între ele mai puternic decât un superclay. Înainte de presare, pelicula este mată, iar după aceasta devine absolut transparentă.
Fiecare peliculă în blocul de sticlă are funcția ei, să asigure rezistența sau o viscozitatea. Dacă un glonț va pătrunde în această structură, ea se va împotmoli. Tehnologul șef testează permeabilitatea la lumina blocului din sticlă. Tot el are grijă de lipsa rebutului. Dacă în bloc au fost depistate fisuri, praf sau un fir de păr, blocul de sticlă este rebutat, dar nu este aruncat la gunoi. Ele sunt folosite ca mostre de testare. Este testată durabilitatea și rezistența la îngheț a fiecărui lot de sticlă. Etapa finală a procesului de blindare o constituie asamblarea. Toate piesele demontate se întorc la locul lor. Datorită blindajului, greutatea lor a crescut considerabil. Greutatea totală a ușii ajunge la 110 kg. Aceasta complică asamblarea, deoarece ușa este foarte grea și o singură persoană nu face față sarcinii. De aceea, o ușă este asamblată de 2-4 persoane. Balamalele anterioare sunt înlocuite. Ele nu vor rezista la această greutate. Se înlocuiește și macaraua de geam. Sticla blindată este foarte grea, de circa 70 de kg doar la o singură ușă. În urma întregului complex de lucrări, mașina blindată cântărește cu o tonă mai mult decât cea obișnuită, respectiv accelerează și frânează mai lent. Puterea motorului standard se ia în calcul înainte de începerea lucrărilor. În procesul de blindare, acesta nu este schimbat. Un automobil cu putere mică nu se va urni din loc după modificare sau se va deplasa maximum cu viteza unui om. Firește că se poate blinda și un Zaporojeț, însă, în asemenea caz, el se va transforma într-un obiect imobil și va putea fi transportat doar cu ajutorul unei macarale. Consumul de benzină crește cu 15%. Capacitatea salonului vizual nu se schimbă, deși, de fapt, devine cu câțiva centimetri mai mic. Două jeepuri, unul blindat și altul obișnuit. La prima vedere, nu există nicio diferență între ele. Totuși, fiind analizate mai minuțios, se văd câteva diferențe. În primul rând, așa numita serigrafie. Serigrafia este un procedeu de imprimare. Banda întunecată pe marginile sticlei camuflează grosimea. Ea depășește 4 cm. Cu ajutorul vopselei ceramice se creează o iluzie optică și blocul de sticlă nu pare atât de gros. Următoarea deosebire. Jeepul blindat arată mai impresionant și mai înalt cu 5 cm. Înălțimea automobilului a suferit schimbări datorită mecanismului de suspensie și a roților. Aripile, capota și bara de protecție, precum și toată carcasa exterioară a mașinii, este aceeași cum a fost înainte de operațiunea de blindare. În caz de accidente, proprietarul vehiculului blindat poate apela la un serviciu auto obișnuit la un meșter cunoscut. Orice automobil poate suferi un accident rutier. În garaj se poate zgâria sau o piatră poate deteriora vehiculul. De aceea, experții în blindare se străduiesc să facă în așa fel ca ulterior mașina să poată fi deservită la orice serviciu auto. Doar că un meșter obișnuit nu poate face nimic în cazul deteriorării capsulei blindate. De exemplu, dacă în accidentul rutier a fost deteriorată grav ușa, respectiv blindajul trebuie înlocuit. Acesta poate fi reparat doar de experți în domeniu. Automobilul blindat este un lux pe care și-l pot permite doar oamenii înstăriți. Pentru securitatea lor ei plătesc două prețuri, unul pentru automobil și al doilea pentru blindare. De obicei, o mașină de teren blindată costă dublu față de una obișnuită. Cel mai frecvent, destinatarul vehiculului blindat rămâne necunoscut. Dacă persoana este în pericol, atunci preferă să nu se afle despre asta. Aproximativ 80% din mașinile blindate sunt comandate de persoane anonime. De regulă, informațiile sunt secrete, dacă nu e vorba de un concurs public de oferte. De cele mai multe ori, intermediarii nu divulgă numele destinatarului. Diferența dintre o mașină blindată și una obișnuită poate fi percepută doar de un expert în domeniu. Un om obișnuit va percepe diferența doar dacă se va deplasa cu acest automobil. El va avea senzația de siguranță deplină. Cea mai importantă este senzația că vehiculul este în absolută siguranță și orice s-ar întâmpla pe drum, vei rămâne teafăr, spune expertul. Automobilul va rezista la orice atac sau accident rutier. Doar cu toate acestea, vehiculul are nevoie și de un control tehnic periodic și de deservire corespunzătoare. Așadar, protecția este garantată, clientul poate fi sigur de securitatea sa. Pentru unii, mașina blindată este o șansă de a-și salva viața, iar pentru alții înseamnă statut. Pentru experți în blindare, motivul clientului n-are nicio importanță. Ei sunt ca niște chirurgi pe câmpul de luptă. Obiectivul lor este salvarea vieții omenești. A fost emisiunea Cu ochii pe lume la REN Moldova. Pe curând! Ce taine ascunde planeta?
Cine amenință existența omului? Cum găsim soluțiile în lupta cu cei care vor ca Terra să dispară? De ce se tem oamenii de știință? Ipotezele și descoperirile care te vor șoca. Cu ochii pe lume, o emisiune marca Ren Moldova, în fiecare zi.